România se află pe primul loc în Europa la decese din cauze ce pot fi prevenite sau tratate cu cheltuieli scăzute în sănătate și cu o speranță de viață sub media europeană, din păcate. Medicii și specialiști în politici de sănătate, reprezentanții ministerelor, a industriei farmaceutice și a asociațiilor de pacienți au căutat soluții pentru ca România să iasă din aceste statistici negre. Au fost dezbatere extrem de interesante la conferința Creșterea performanței și eficienței sistemului public de sănătate, soluții salvatoare și aflăm chiar acum care sunt concluziile. Cristina Ștefan ne spune mai mult, a fost acolo, a urmărit tot ceea ce s-a întâmplat. Bun găsit, Cristina! Bună ziua, Lorena! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Așa este o dezbatere extrem de importantă și asta pentru că au fost identificate soluții pentru a se schimba aceste statistici îngrijorătoare. Lista cu aceste soluții o să ajungă, să știți, atât de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, însă și la Ministerul Sănătății. Îl am alături de mine pe domnul dr. Adrian Pană, specialist în sănătate publică. Bună ziua și vă mulțumim tare mult pentru. Intervenția dumneavoastră. Spuneți-ne care sunt aceste soluții extrem de importante. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O parte din soluțiile identificate au fost următoarele. Investițiile trebuie făcute în locuri în care pacienții le pot utiliza. Avem o multitudine de investiții, mai ales din finanțare europeană, dar ea trebuie să fie făcute cu cap. Adică. Echipamentele să ajungă acolo unde poate, pot fi folosite. În al doilea rând, prevenție nu doar finanțată, ci și implementată. Adică prevenție reală, intervenții preventive reale. Fie că vorbim de screeninguri, fie că vorbim de uh, evaluarea riscului cardiovascular sau riscului de diabet, ele trebuie să fie făcute corect. În al treilea rând, uh, putem vorbi despre importanța unei echipe care tratează pacientul cu boli cronice. Nu putem să rămânem în paradigma în care pacientul are nevoie doar de un medic. Pacientul are nevoie de echipă care să-l consilieze, să-l duce, să-l diagnosticheze, să-l trateze corect. Pentru asta ai nevoie nu doar de resurse uh, umane, dar ai nevoie inclusiv de date, de informații. Deci digitalizarea misă trebuie să vină cât mai rapid și a să fie accesibilă, să permită programare transparentă a pacienților, să permită monitorizarea pacienților și, de ce nu, utilizarea cât mai bună a banului. Pentru că, de fapt, de aici a pornit discuția. Cum eficientizăm banii pe care îi avem astăzi? Una din soluții este exact aceasta. Transparență mai mare și faptul că poți vedea cum anume ai cheltui banii și învăța ceva din asta. Faptul că în momentul de față, marea majoritatea pacienților cu boli cronici ajung să își trateze complicațiile preponderent în spital, e ceva care cheltuie foarte mult și de multe ori nu foarte util. Banii aceia ar putea să fie folosiți pentru intervenții în ambulator sau în medicina primară sau în comunitate, și ar putea să aducă mai multă valoare adăugată și satisfacție pacientului. Gândiți-vă la un pacient care nu călătorește până la spital și primește îngrijirile, să spunem, lângă casa lui. Eu cred că el ar fi mai mulțumit. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații. Așteptăm și noi ca aceste soluții să devină o realitate, astfel încât pacienții din țara noastră să aibă acces la tratamentele moderne.